Dacă se vorbește de o familie veche în România, te gândești la boierii vechi, nu? Asta e de partea mamii mele. Mama se trăgea dintr-o familie de mari boieri vechi. Dar juvăreștii sunt veniți în țară de-abia de vreo 230 de ani, până la 1770. Se zice că erau capitan de armatoli, adică celnici a unui grup, a unui clan din Munții Pindului pe acolo, dar afară de primul venit în țară, eu nu pot fac legătura cu cei care sunt cântați în cântece bătrânești acolo, unul din veacul al 17-lea, celălalt din veacul al 18-lea, nu pot fac legătura cu ei. Sunt cântece foarte frumoase care sunt adunate, de pildă, în antologia românească a lui Papa Hagi. Dar asta eu nu o numesc o familie veche, e o familie care e numai de vreo 200 și ceva de ani în țară. Chiar dar care atâta? S-a distins aici, adică în veacul al 19-lea și al 20-lea au dat câțiva oameni politici, câțiva diplomați, câțiva universitari și asta face că este cunoscută și dă impresia marelui public că este o familie veche, o familie mai recentă. Chiar de 200 de ani, dar tot ce coboară din Munții Pindului e câte o legendă, așa, da, că tot dintr-o legendă. Vorbiți-mi despre familia mamei. Familia mamei sunt grădiștenii, sunt mai puțin cunoscuți decât, știu și eu, bălăcenii sau crețuleștii. N-au avut o personalitate mai... dar au fost, ca să zic așa... cum se întâmpla atunci, un lucru care nu se mai știe în Marele Public de astăzi, că în fond puterea politică a fost monopolizată timp de 600 de ani de la întemeierea principatelor de un grup de câteva zeci de familii care, chiar dacă au dispărut, se transmitea prin femei, a rămas, am scris de altfel în domeniul ăsta un articol deja în Germania cu vreo 15 ani, ca să spun că și la noi a existat, ca în Polonia și în Ungaria, niște magnați care erau mari boieri și erau foarte strânși între ei. Nu erau mai mult de vreo 20 de familii în Buntenia și vreo 15 în Moldova și care monopolizează puterea timp de sute de ani. Deci și era... grădicenii sunt la fel, îi găsește mare vister, mare vornic, mare timp de din tată în fiu. Era puterea economică, nu? Care determina bine și puterea că politică. Puterea lor economică era marile moșii. Asta e cert, că se era bazată de la origine chiar pe pământ. Asta e cert. Părerea mea este că boierii mai existat înainte de întemeierea principatelor. Asta e un lucru care nu se spune destul. În special de la sfârșitul veacului al XVIII-lea, când mari boieri au început să trimită reclamații sau doleanțe ori țarului, ori împăratului la Viena, ori când se apărau față de Constantinopol. E cert că ei și în veacul al XIX-lea, să știți că majoritatea familiilor care au făcut ca Revoluția de la 48, unirea principatelor în 59, aducerea lui Carol în 66, toate astea au fost făcute în majoritate de familii de origine boierească. Câmpineanu, Ghica, Golescu, Florescu, etc. Ei au făcut România modernă, să fim cinstiți. Ceilalți au venit câțiva burghezi, spuneți. Spuneți-mi, în ce moment al vieții dumneavoastră ați devenit conștient și responsabil de această descendență și pe linia mamei și pe linia tatii? Să vă spun ceva, când faci parte dintr-un mic grup relativ, eram ruinați după prima expropriere din 1918-22, e clar că categoria mea socială a fost ruinată. Faptul în plus că tatăl meu a murit la război, că deci nu mai câștiga bani, că era inginer și câștiga foarte bine, că bunicul era zgârcit și nu ne dădea un ban, noi am fost foarte săraci ca copii. Dar dumneavoastră a murit în primul război mondial. Da, da, da. Și... chiar în ultimele zile ale războiului, din gripa spaniolă, a murit în uniformă, dar nu de glonț, ci de boală, cum au murit jumătate din victimele noastre din primul război. Cum vă amintiți anii copilăriei? Am o memorie foarte vie de când eram foarte mic. Cât pot de mic? Data 2 ani. Pot data cu precizie, de pildă, când eram fugit prin Rusia în Franța, fiindcă bunicul meu, Trandafir Giuvara, tatălui, era ministrul României în Belgia, deja dinainte de război.
Și în momentul acela, în timpul războiului, era chiar decanul corpului diplomatic. Și cum curtea belgeană și tot guvernul belgean erau, toată Belgia era ocupată de germani, era refugiată în Franța, la Le Havre. Să ajungi în Franța, trebuia să traversezi Rusia. Și asta este o poveste pe care o spun prea des și poate că e un eveniment fantastic din viața mea, și anume că mama a putut să iasă din Petrograd, care era în timpul războiului numele Sankt Petersburg, devenise Petrograd, ca să nu mai poartă un nume de consonanță germanică. A fugit chiar în ziua când au preluat puterea comuniști. Adică pe ziua de 7 noiembrie 1917. A fost ultima miraculos. Ocazie. Atunci a putut să ia trenul ca să meargă la Helsinki. Finlanda era deja de câteva luni independentă, deci granița între Rusia și Finlanda era la câțiva kilometri de Sankt Petersburg, Leningrad pe urmă și din nou Sankt Petersburg astăzi. Da. Deci asta a fost primul miracol din viața mea. Și ați ajuns în Franța. Am ajuns în Franța și pe urmă în Elveția, că un frate al mamei era înnebunise în timpul războiului. Au sperat că în Elveția erau sanatorii speciale, nu s-a vindecat niciodată. Bun. Dar eu țiu minte de ziua când sunt dus de o guvernantă de mână, cu fratele meu mai mare, în culoarul unui hotel, văd covorul ăla roșu și înainte de a ajunge la scara mare, este o odaie pe stânga unde intrăm și mama e culcată pe un pat sus, e îmbrăcată în negru și cu o batistă albă pe ochi. Mi s-a explicat pe urmă că este momentul când ea aflase în ajun de moartea bărbatului ei în România și a doua zi îi cheamă copiii ca totuși să-i sărute și... Deci o pot data, am 2 ani și 4 luni. În momentul. Deci e ziua morții tatălui dumneavoastră. Da, adică legată prin vestea morții tatălui. V-ați reîntors în România după... Deci cam în 1920. Da, sigur. Cum vedeți cu ochii aceia și cu această memorie extrem de fidelă pe care o aveți, Bucureștiul de atunci? Ce se întâmpla? Cum arăta? Bine, Bucureștiul de atunci, bineînțeles că era nițel mai rustic decât a devenit pe urmă, cu toate că centrul era absolut același. Nu s-a Calea schimbat. Victoriei. Calea Victoriei nu s-a schimbat, Bulevardul Elizabeta, Bulevardul Carol, toate astea existau. Cele mai frumoase clădiri din București, cum e... fosta poștă mare, care acum este muzeul istoric, în față, foarte frumoasa mică clădire a cecului, toate astea existau deja când eram eu copil, sau Ministerul Agriculturii, care este pe piața Universității, Universitatea, toată piața Universității cu cele 4 statui, toate. Deci centrul ăsta istoric al Bucureștilor e neschimbat și îl mai văd când eram copil, doar că erau multe tramvaie cu cai. Mă văd încă mergând la cimitirul Belu cu un tramval cu cai și unde când ajungeai jos, când începea dealul, se oprea tramvaiul acolo, mergea conductorul să ia încă 2 cai de rezervă, fiindcă nu putea să urce tramvaiul numai cu cei 2 cai, se punea 4 cai. E destul de amuzantă. Pe urmă erau multe birji, mai multe birji decât și căruțe, decât automobile în vremea aia. Bucureștiul mirosea băligar, nu mirosea benzină. Școală. Ați fost la școală la școala primară de la Sinaia. Fiindcă fusese bolnav fratele meu de plămâni și atunci fusese recomandată mamei să mute la Sinaia. A vândut o căsuță pe care avea pe Buzești pe acolo, destul de mizerabil. De altfel, mi-aduc aminte, făcea nițel cam mahala. A vândut bucata aia pentru ca să poată să se întrețină la Sinaia cu chirie, de altfel. Și din an în an, mi-aduc aminte că din an în an ne mutam într-o casă mai mică, adică sărăceam cu vremea. Și deci am făcut școala primară la Sinaia.
Acolo am amintiri foarte bune, foarte frumoase. În plus de asta, priveliștea era așa de frumoasă, plimbările prin munte. Copilăria mea între 8 și 12 ani la Sinaia este o încântare. Și astăzi mai am vie, cum să spun, bucuria de a fi fost acolo. Primele mele încercări de schi, bineînțeles, între 9 și 12 ani. A fost una din pasiunile mele, schiul, pe urmă. A urmat în instrucția dumneavoastră Nisa, nu? Ce școală acolo a fost liceu, timp liceu de 4 ani, după care ne-am mutat la Paris, fiindcă pe vremea aceea nu era universitate la Nisa. Și când fratele meu și-a trecut bacalaureatul și vrea să facă medicină, a trebuit să mergem la Paris. Deci cu toată familia și cu mama dumneavoastră? Și toată familia, numai noi trei. Mama era văduvă, venea și stătea într-o cămăruță de hotel cu noi aproape toată iarna. Formă să întorcea în țară pentru treburi, pentru procese, pentru nenorocitele cât aveam, 40 de hectare ne rămăsese din care încercam să trăiască. Cam așa a fost viața noastră de copil. Dar trebuie să spun că eram așa de iubiți de mama și noi doi frații atât de legați, încât am numai amintiri frumoase de armonie familială. Și cum noi nu mai aveam nici casă în București, nici casă la Moșie, nici nimica, mergeam pe la rude, pe la o sora mamii, pe la niște verișori. Niciodată n-am fost la mine. Vacanțele le petreceam la alții. Dar și de acolo am amintiri extraordinare. Familia, mai exemplu, de partea mamii, curios că juvăreștii mei, cu toate că aveau totdeauna gura plină de foarte mândri de neamul lor și de altă, dar nu mișcau un deget, nici un ban nu mi-au dat, nici un... Din potrivă, am fost foarte înconjurat, ca să zic așa, de familia mamei. Surorile ei, verișoarele ei, mai mult în mediul ăla am trăit ca copil. Văd după galeria impresionantă de aici, din casa dumneavoastră, se simte că v-ați bucurat de o atmosferă de familie și de... Da, asta e cert, da. Și bineînțeles, când m-ați întrebat de când am fost conștient, de-abia așa, pe la 14-15 ani, 16 ani, poate, am început să fiu puțin snob, să mi se povestească de cine erau strămoșii un alta. Înainte, habar n-ai și nu-ți pasă. Nu. Urmăriști să sar peste cal și în tinerețe să fii nițel cam să crezi mai mult decât ce meriți să fii. Întrebarea mea se referea la momentul în care ați devenit conștient și responsabil de această descendență. Bine, aia cred asta că mult mai târziu. Nu se referă la snobism. 20 de ani începi să fii conștient că ai anumite îndatoriri care sunt impuse de numele pe care îl porți și de moșii pe care ai avut și de mediul în care ai trăit și care îți impune o anumită ținută. Asta sunt convins că mama și surorile ei și unchiul meu și mi-au impus o linie de conduită în viața cu care cred că nici nu mai am nevoie să mă gândesc la ea, e ceva care ți-a intrat în reflexe. Deci sunteți de acord că există o putere a numelui pe care îl porți? Cred că da, dar îl vrei. E o chestiune de voință, bineînțeles. Poți foarte bine să nu mai crede. De pildă, fiică mea puțin îi pasă de nume. Știi? Adică din generație în generație, unii sunt mai conștienți de datoria pe care o au de a continua, de a face ceva pentru a onora numele pe care îl poartă și alții care n-au nicio... Să vă dau exemple istorice, de pildă Hâșdău. Povestește cum străbunicul lui, care era refugiat în Polonia, ei au fost în Polonia timp de veacuri, familia lui Hâșdău, nici nu mai știau care este originea lor. Și întâmplarea a făcut ca bunicul lui Hâșdău să fie dintr-o dată conștient, dom'le, dar eu mă trag dintr-o mare familie boierească moldoveană, avem chiar un domnitor pe Triceicu, și a început să caute în toată Polonia să mai regăsească acte, hârtii, dovezi, și care vrea să zică, și-a refăcut un fel de genealogie și de conștiință a originii, altfel să pierduse. Și asta se mai întâmplă foarte des, la anumite familii nu mai știu ce au fost în trecut. Ați continuat studiile la Paris, inclusiv studiile universitare, nu? Da, ați ales facultatea de drept. Ce a decis? Am făcut mai întâi istorie, dar în același timp am făcut și dreptul. Le-am făcut pe amândouă, fiindcă din punct de vedere, ca să zic așa, vocație, vreau să fac istorie. Dar mi-am dat seama de la început că, fiind
neavând avere, o să trebuiască să lucrezi și cu istoria nu-ți câștigi viața. De aceea am făcut și dreptul. Spun imediat că dreptul nu m-a pasionat. Dar am mers până la doctorat. Ați făcut și un doctorat, da. Am făcut și un doctorat în drept, fiindcă și în definitiv toată viața mea, numai datorită acestui doctorat, am avut de lucru. Doctoratul l-ați luat în 40, nu? La doctoratul Paris? Doctoratul l-am luat în 40, când începuse deja războiul în Franța. Și teza de doctorat am făcut-o la București, în iarna 39-40. Un subiect de drept românesc. Ce subiect? Am vrut să analizez noua lege a naționalității pe care o lase Carol al II-lea și care era mult mai severă, mult mai autoritară decât fosta, mai puțin liberală decât vechea noastră lege. Și deci am comentat noua lege din 1938 a naționalității și bineînțeles că am făcut și un scurt istoric a naționalității și în Evul Mediu și în epoca modernă de când adoptaserăm codurile occidentale. Deci o carte jumătate istorică, dar și jumătate pura analiză a legii din 1938. Asta a fost teza mea de doctorat în drept. Ce ați făcut după această teză de doctorat? Păi m-am întors să fac serviciu militar. În România v-ați întors. Bineînțeles. Și la niciun moment, asta e lucru curios, că lumea mă întreabă de ce v-ați întors. Și aproape că mă vexează întrebarea. Niciodată nu mi-am pus întrebarea că să nu mă întorc în țară. Deci a fost un accident că mi-am făcut studiile toate în străinătate, fiindcă știți că în generația mea nu se mai făcea lucrul ăsta. Că tata și-a făcut studiile în străinătate, că bunicul și le făcuse în străinătate, că străbunicul a fost refuzat la Paris în 48, 1848. Deci aveam trei generații înaintea mea. Dar generația mea nu mai pleca în străinătate. Noi a fost un accident. A Cred ținut că... mama la asta da, și... Dar mama s-a hotărât să ne scoată din țară, că în fond e cam greu de spus asta astăzi. Considera că nu avea cu ce să-și țină rangul, știi? De sărăcie și de... nu mai făcea parte din protipendala din punct de vedere bănesc. Era mai ușor de trăit la Paris decât la București. Da. Era mult mai ușor să trăiești la Paris. Mai întâi că bunicul îmi plătea mie liceul, că pentru fratele meu găsise o bursă și dânsa își plătea o cameră de hotel. Așa că viața era mult mai... e paradoxal, dar viața era mai ieftină la Paris decât la București pentru o familie ca noastră. Chiar înainte de sfârșitul războiului s-a întâmplat, tot așa dintr-o întâmplare, să-mi atrag atenția un prieten, Camil Demetrescu, că era un concurs la Ministerul de Externe. Pe când eu eram instructor de recruți la București, întâlnește pe nevastă mea și îi spune, nevastă mea e franțuzoaică, îi spune, Franț, tu știi că de 3 ani nu se mai face concurs la externe, acum e un concurs, de ce nu se prezintă neagul la concursul de externe? Eu nu aveam nicio poftă să devin diplomat. Dar mi-a intrat în cap chestia asta, dom'le, noi pierdem războiul, o să mi se ia și bucata de moșie pe care o am. Deci visul meu de a mai putea lucra la un doctorat în istorie, nelucrând, dispare. Hai să mă fac funcționar. Și cum aveam și pe unchiul meu și pe bunicul meu diplomat și un unchi mare care fusese ministru de externe, mă rog, trăisem, ca să zic așa, în mediul afacerilor străine, hai să mă prezint la examenul ăla. Și colonelul, care nu prea mă iubea, mi-a dat cu generozitate 2 zile concediu, care erau cele 2 zile de Paște, în loc să mă duc să tai câinilor frunză la regiment, am putut să deschid iarăși cărțile mele de drept și de istorie în 2 zile. M-am prezentat, dar foarte, foarte liber, așa, eram convins că o încercare. Am ieșit al treilea din 84 și același prieten s-a aranjat ca afectat la direcțiunea cifrului și cabinetului, care era singura din minister care avea puterea de a desconcentra sau de mobiliza pe funcționarii ei. Și așa m-am trezit, fără să cer, ca în primăvara 43 să fiu chemat la Ministerul de Externe.
Și după un an și ceva, după ce am făcut câteva curierate, că micul grup de la Cabinet și Cifru avea un fel de monopol al curierului în străinătate. Și așa s-a întâmplat să fiu trimis curier la Stockholm în ziua de 23 august 44. Așa am ieșit din țară. Al doilea miracol din viața mea, după cel de la 7 noiembrie 1917. Da. Ați rămas după ce ați ieșit, nu v-ați mai gândit să vă întoarceți? Am rămas în sensul că tot norocul meu, directorul Cifrului și Cabinetului era Niculescu Buzești, care noaptea de 23 august a fost numit ministru de externe. Și el și-a dat seama a doua zi că Giuvar a trimis la Stockholm, rămâne în aer acolo, nu se mai poate întoarce în țară, și deci m-a numit secretar de legațiune la Stockholm. De unde au rechemat toată ambasada, care nu era ambasada, era legațiune, să nu uitați un lucru, că ambasade nu avem, afară de două, trei pe care le-am avut între cele două războaie, nu avem decât legațiuni, care era un grad sub ambasada, era numai pentru marile puteri, în principiu. Bun. Deci am fost numit acolo în post. Și când a venit Tătărescu la Ministerul de Externe, cu toate că mie nu-mi place de politica lui Tătărescu, dar trebuie să mărturisesc că datorită lui am putut să stau 3 ani la Stockholm fără ca să fiu rechemat. El avea probabil un fel de respect pentru șeful meu, care era fiul lui Ighe Duca, și familia mea era tradițional o familie din Partidul Liberal, pe noi doi nu ne-a atins timp de 3 ani. Când au preluat cu totul puterea comuniștii în toamna 47, am fost rechemat și nu m-am întors, fiindcă mama îmi trimisese un bilet printr-o ambasadă străină ca să-mi spună că eram implicat în procesul Maniu. Deci nu eram nebun să viu să mă bag în gura aleului. Și asta e motivul pentru care am stat în străinătate, dar de-abia în toamna 47. Deci din 47 se poate spune că a început exilul dumneavoastră. Pentru mine, da. Ați plecat la Paris imediat? Am plecat la Paris fiindcă, din fericire, putuse să iasă din țară în 45 și nevastă mea cu copilul, cu fiica noastră. V-ați căsătorit în Franța la studiu? Eram căsătorit deja, era să zic, pe băncile școlii. Eram căsătorit deja din universitate. Am căsătorit la 20 de ani, am avut nevoie de... că pe vremea aia majoritatea era la 21 de ani. Deci aveam nevoie de autorizație parentală, da, când m-am căsătorit. Amândoi, eram de 20 de ani. Și ea franțuzoaică și deci aveam la... Când mi-am făcut serviciu militar, aveam nevastă și copil. Ceea ce nu-ți ușura moralmente viața de cazarmă, da? Oricum, faptul că erați în exil cu soția dumneavoastră a ușurat mult lucrurile. A ușurat lucrurile, cu toate că, să știți, familia ei, cu toate că era o familie de militari, avuseseră morți și dispăruți și ruinați și prizonieri și tot ce vreți. Nepoțelul care venea din România acum, care fugea, nu prea și mai avea loc. Avea mai multe griji decât grija de mine. Nu pot să spun că familia nevestii mie m-a ajutat foarte mult, nici ca să găsesc de lucru, nici ca... Și de fapt am lucrat în primii 13-14 ani, am lucrat exclusiv în trebile emigrației românești. Asta este și motivul pentru care n-am fost înscris la Securitatea Socială. Cei 14 ani cât am stat la Paris atunci, adică din toamna 47 până în vara 61, am lucrat numai în opere ale diasporii românești. La Institutul Român, Institutul Universitar Român Carol I? Nu, primul a fost, s-a creat și am fost printre fondatori un comitet de asistență pentru refugiați. Să încercăm să veneau cu miile, fugeau din țară, de toată lumea, cei de la granițe, să nu-și închipăie cineva că diaspora românească a fost făcută numai de burghezi, atât fugea și țărani, și grăniceri, și de toate. Și toți ăștia veneau în diversele țări occidentale, unii fără hârtie, în orice caz fără meserie, fără lucru, și deci... Din inițiativa fostului ministru al lucrărilor al doilea, Nicolae Caranfil, omul care a sanat lacurile din jurul Bucureștilor, un tip foarte bun organizator, el a avut ideea să facem un cu câțiva membri ai Crucii Roșii Române și cu foști diplomați, cum eram eu,
Am făcut un comitet la Paris, care se numea CAROMAN, Comitetul de Asistență Românilor. Mă rog, încercam să adunăm bani ca să dăm un mic ajutor de la început și mai cu seamă ajutor administrativ, adică să prezentăm pe noul refugiat autorităților franceze, să nu-l expulseze, să-i găsească un loc, să-i găsească de lucru, să-i dea hârtii de ședere, toate chestiile astea. Și asta am făcut tot timp de 3 ani de zile. Din cauza situației noastre geografice și din cauza că românul, înainte de regimul comunist, românul nu se expatria, suntem cei, asta am avut chiar cifre în mână când eram la Organizația Internațională, cei care aveam cei mai puțini români în străinătate. Inclusiv în Statele Unite ale Americii, unde mi se pare că românii, adică cei de origine română reprezentau numai 120.000 de oameni, toți din fosta împărăție austro-ungară, nimeni din vechiul regat, oricât de săraci erau români. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Asta era lozinca sau mentalitatea românului dinainte de regimul comunist. Acum a fugit tot românul din țară. E ceva, este o schimbare, e o schimbare, cum să spun, în ființa românească, e ceva de necrezut. Deci eram foarte puțini în străinătate. Foarte puțini, mult mai puțini decât ungurii, polonezii, toți cei care ne înconjoară ca din fostul lagăr socialist, cum s-a spus, eram români, eram cei mai puțin numeroși. De unde dificultatea de a constitui, dacă vreți, o rezistență oarecare acolo în străinătate. Și totuși am făcut ce am putut pentru ca să luminăm pe occidental față de ce era la noi în țară. Deci, acum să răspund la întrebarea dumneavoastră. Printre personalitățile politice, pe cine am avut? Am avut pe Gafencu, care era foarte arătos, foarte inteligent, foarte simpatic, dintre toți oamenii noștri politici, cel care reprezenta cel mai frumos România. În plus de asta, scrisese imediat după război două cărți care fuseseră un fel de bestseller de politică, ca să spun așa. Unul era, să le spun mai întâi pe franțuzește termenii, titlurile Preliminaire de la Guerre à l'Est, preliminarele războiului din răsărit, fiindcă fusese ambasadorul nostru la Moscova între cedarea Basarabiei și începutul războiului către ei. Și părul un al doilea, o a doua carte, Ultimele zile ale Europei. Și deci el era personalitatea românească care avea cea mai mare priză, ca să spun așa, pe lângă intelectualii din Occident și poate și oamenii politici. Dar un lucru care trebuie spus și subliniat e că imigrația noastră din 1948, contrar celei din 1848, nu a fost deloc primită de guvernanții din Occident. Și nu numai a noastră românească, dar nici măcar cea poloneză pentru care s-a început să războiul. Un Mikolajczyk, fost prim-ministru în Polonia, n-a avut intrare la Churchill sau la Eisenhower sau la cineva. A fost foarte curios cum guvernele occidentale au avut un fel de... ne-a considerat ca niște plicticoși, ca să zic așa, oamenii care le încurcă socotelile. Că ei au început să recunoască guvernele... după ce s-a semnat pacea la Paris în 1947. Asta cred că este explicația. Faptul că recunoșteau au recunoscut guvernele aduse de Uniunea Sovietică și prin urmare aceste simili guverne în apus, Comitet Național sau cum l-ați fi numit, polonezii aveau chiar guverne. Țările Baltice aveau guverne, fiindcă americanii nu recunoscuseră anexarea lor de către sovietici în 40. Deci ăștia aveau o situație mai bună decât a noastră. Dar nici ungurii, nici românii, nici, bineînțeles, iugoslavii, bulgarii, toți ăștia, aveam niște comitete naționale, dar care nu aveau niciun acces la cele mai înalte foruri politice. Printre diplomații care se aflau în străinătate, trebuie să spun că cel care avea cel mai mare prestigiu la noi, diplomații mai tineri, era Alexandru Crețeanu, care pe urmă a fost foarte contestat din cauza faimosului fond național pe care pe numele lui Vișoianu, când era ministru de externe al generalului Rădescu, le-a transferat în Elveția. Ideea fusese de altfel a Antoneștilor, să existe un mic fond național în străinătate pentru cazul că toată țara este ocupată. Și
omul care a fost considerat atunci în grabă de către Vișoianu la București ca să fie în stare, a fost acest Alexandru Crețeanu, care era ministrul nostru la Ankara, în Turcia, la sfârșitul războiului. Bineînțeles că s-a retras și el la Paris. Tragedia a venit din faptul că Crețeanu a crezut că dacă predă acest fond unui comitet național, o să fie mâncat în câțiva ani, dacă nu chiar în câteva luni, ori ca să întrețină comitetul, ori ca să dea fiecărui membru, ori ca să facă fel de fel de... El a considerat că acest fond trebuie păstrat ca să ne, să avem o anumită independență chiar față de aliați, adică să nu depindem de ei într-un moment când considerăm că americanii sau englezii sau francezii nu duc o politică care se corespundă cu interesele naționale. Dar a împins acest exclusivism prea mult și în cele din urmă se pare că a pierdut o parte din bani plasându-i în Elveția într-o bancă care a făcut faliment. Faptul este că a fost acuzat că nu a gerat bine acest fond național și asta i-a stricat imaginea. Eu cred că el nu a fost necinstit, dar a fost încăpățânat și nu a predat unui... ar fi trebuit să fie un trust de cel puțin 3-4 persoane care să fie responsabile de acest fond național. Pe urmă, să vă vorbesc de Vișoianu, care a fost ministrul de externe, era diplomat de carieră și a fost ministrul de externe al lui Rădescu. Și cu toate că avea, era așa de un om nițel cam molcom, rotunjor, dar a fost un om foarte serios, foarte dârz, a știut să... Mie mi-a plăcut de el. El a luat succesiunea generalului Rădescu ca președinte, numit de rege, ca președinte a Comitetului Național. Pe generalul Rădescu l-ați cunoscut? L-am cunoscut și pe el, dar să vă spun cinstit, cu toate că risc să șochez pe unii din telespectatorii noștri, nu mi-a făcut impresie mare. Eu cred că am îmbătrânit foarte repede. Era totdeauna de părerea ultimului care vorbea, n-a știut să ia hotărârile care trebuie. L-a luat Dumnezeu la vreme dintre noi, că altfel ieșea în curcătură cu el ca președinte al Comitetului Național, care de altfel, pe când el era președinte, s-a scindat în două. Și de a renăscut un alt comitet național, ăsta e comitetul lui Rădescu, era din 48. Și al doilea comitet s-a născut în 52 cu Vișoianu în fruntea lui și, mă rog, ăsta câțiva ani a putut să funcționeze la New York. Și iarăși un amănunt pe care țin să-l spun aici, pentru cei care, mi-aduc aminte de niște comentarii ținute de anumite persoane la BBC sau în altă parte, că diaspora română n-a știut să ne apere, că nu s-a ocupat de țară. Sunt niște prostii de oameni care nu știu ce a fost, ce dificultate a fost ca să ne impunem în străinătate. Și vă dau un singur exemplu. Că anume, această imigrație română, care era cea mai mică dintre toate imigrațiile din Estul European, când s-a făcut la New York o mare adunare a tuturor emigraților, care s-a numit Assembly of Captive Nations, adică adunarea națiunilor captive din Estul Europei, care cuprindea de și Rusia, și Bielorusia, și țările baltice, și Polonia, și România, toate la un loc. Cine a ajuns președinte al acestei adunări de la New York, a tuturor țărilor astea? Constantin Vișoianu. Și cine era secretar general? Brutus Coste, alt român. Și au fost realeși în continuare. Bineînțeles că i-am cunoscut foarte bine și pe Cioran, și pe Eliade, și pe Ionescu, și pe Ștefan Lupașcu, și pe cine să mai spun? Pe Alexandru Cioranescu prea puțin l-am cunoscut, că el era refugiat în Spania și chiar în Canarii. Așa, da. Dar dintre cei mari, ca să spun așa, consider cei patru mari, Cioran, Eliade, Ionescu și filozoful Ștefan Lupașcu, am fost destul de intim cu toți patru. Preferitul meu a fost Cioran. Trebuie să spun că aveam o admirație nesfârșită pentru el. E un om de o inteligență. Eu cred că inclusiv a creatorii noștri din țară, eu îl consider ca românul cel mai genial din vacul al 20-lea. Și ceea ce a scris el în franțuzește este de o calitate incomparabilă, care face din el un mare scriitor internațional.
în România nu e suficient de iubit, fiindcă din când în când a dat cu barda în Dumnezeu și a spus câteva fraze care sunt înțelegi jignitoare, dar o făcea din dragoste pentru țară, nu da, din enervare că vedea anumite porcării sau prostii sau nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că este din dispreț. El niciodată nu s-a dezis de numele de român. Sau de... Nu, mie preferitul meu este Emil Cioran. Pe regele Mihai, când l-ați întâlnit prima dată? În exil? Da, să știți că nu m-am înghesuit ca să-l văd. Vă spun de ce. El era retras în Elveția și la mijlocul perioadei de care v-am vorbit, cei 14 ani când am lucrat în diaspora română, am făcut o treabă de care n-am vorbit până de curând, dar acum o spun. Adică am fost reprezentantul Comitetului Național Român pe lângă serviciile speciale occidentale, în special american și francez. Deci, ca să zic așa, eram șeful unui serviciu de informații către țară. Deci făceam spionaj în ochii guvernului de la București. Eu am vrut în momentul acela să fiu primit de rege, pentru că față de americani și de francezi cu care lucram, cu ofițerii cu care eram în legătură, să am mai multă greutate. Și nu am putut să am audiență la rege, fiindcă s-a interpus reprezentantul Comitetului Național Virgil Veniamin, care n-a vrut niciodată să-mi facă legătura. Acum eu cred că poate a avut dreptate, că nu era bine să-l implicăm pe rege. De pildă, am organizat parașutări în România, care sunt o catastrofă, deci am răspunderea morală, că am trimis la moarte niște oameni. Poate că nu era bine să se spună că și regele era de acord cu așa ceva. Deci asta a fost unul din motiv pentru care în momentele, în cei 14 ani cât am stat la Paris, nu am avut prilejul să-l întâlnesc pe regele Mihai. Africa, între 1961 și 1984. Da. Ați trăit de fapt, această experiență. Niciodată nu mi-am putut închipui că am să stau peste 20 de ani în Africa. Am acceptat o propunere cu totul întâmplătoare de a pleca în Africa în calitate de consilier diplomatic al unui stat nou independent, care era una din cele mai sărace din toată Africa, Republica Niger. La nord de Nigeria ex-britanică, care ea este o țară mult mai populată și mai bogată. Deci multă lume spune, ați fost în Nigeria. Nu, n-am fost în Nigeria, am fost în Niger, care este, mă rog, 90% Sahara acolo. Și am plecat pe 2 ani. Am plecat pe 2 ani, am crezut că fug după 2 luni, când am văzut ce este. Și pe urmă am renoit din 2 ani în 2 ani și am stat 23 de ani. Ce satisfacție v-a oferit această pasiune a dumneavoastră pentru filozofia istoriei? O satisfacție mai importantă. Trebuie să spun că a fost preocuparea mea de când eram student. De când am început să fac istorie la Paris, și bineînțeles că citeam și istorie românească, mă turbura faptul că nu se pune problema de cum poți să scrii istoria și care sunt legile care eventual guvernează viața civilizațiilor, viața țărilor sau ce. Și tot bâșbâind așa, când l-am descoperit pe Toynbee în 1945, m-am pasionat pentru cărțile lui și m-am prezentat, după ce am făcut o licență în filozofie la Paris, dar fără să trec examenele, că n-aveam nevoie. Dar am urmat timp de 4 ani, între 48 și 52, am urmat cursuri de filozofie la Paris, gândindu-mă că nu mi-ajunge istoria și citirile mele de filozofie, vreau să am și, din punct de vedere școlar, ce să învață la filozofie. Și când m-am prezentat unui profesor de logică, cu propunerea ca să fac o critică a lui Toynbee, acest filozof al istoriei britanic, care avea un mare succes mediatic de câțiva ani. Acum e cam dat la fund, toată lumea îl consideră ca neserios, dar acele 11 volume ale lui, rezumate într-unul de altfel, care a fost tradus de Dan Amedeo Lăzărescu la Humanitas acum câțiva ani, a avut un imens succes. E lucru chiar rar ca un asemenea subiect, adică explicația istoriei,
să pasioneze marele public. Eu așa am început, am vrut să fac o critică a lui. Și Raymond Aron, cu care mi-a devenit director de teză, mi-a spus, lasă-l, domnule, pe Toni deoparte, explică-mi ce gândești dumneata, după ce am spus care erau ideile mele. Și așa m-am apucat de lucru, dar să știți că a durat 19 ani lucrarea mea. Și concluzia la care ați ajuns dumneavoastră după studiul concluzia mea este că totuși există niște legi ale societăților umane care fac că anumite grupuri etnice creează o civilizație, o cultură. Și aceasta începe, în general, prin întâlnirea a două alte civilizații mai vechi. Ca să vă luăm exemple concrete. De pildă, când indo-europenii încetul cu încetul coboară până în Grecia, întâlnesc civilizația cretană, civilizația din insula Creta, care era deja înfloritoare și care era, să spunem, contemporană cu civilizația egipteană și cu civilizația mezopotamiană. Și acești barbari eleni, după ce se întâlnesc cu civilizația cretană, după ce o dărâmă, 1000 de ani mai târziu creează ei o civilizație și mai strălucitoare decât alea, și care este civilizația elenică, care e încheiată de romani. Și noi retrăim după 2000 de ani cam același proces. Adică barbarii germani își dărâmă Imperiul Roman și 1000 de ani pe urmă, cu moștenirea romană, dar cu altoiul germanic, creează civilizația occidentală, la care ne alipim și noi, ăștia orientalii, civilizația bizantină, de pe la 1700 încolo. Noi acum facem parte din civilizația occidentală, dar tot evul mediu eram legați de altă viziune a lumii, care era cea bizantină. Urma să vă întreb concluzia dumneavoastră în privința prezentul istoriei României la ora actuală, care este? Păi vă spun, istoria noastră este foarte vitegă, ca să zic așa. Mai întâi am aparținut unei civilizații care era muribunde, cea bizantină, care nu a mai dat roade mari la un anumit, tocmai când noi am fost înglobați în civilizația asta bizantină, ea era deja pe moarte. Și noi am rămas, venind și turcii peste noi, care au blocat din punct de vedere contacte cu Occidentul, ne-au blocat. Nici nu mai aveau voie copiii de boieri sau de domnitori să plece în Occident, decât rarisim. Cine a plecat? Constantin Cantacuzinou, îi numeri pe degete un spătarul Milescu, viitorul spătar Milescu. Deci noi am fost tăiați de Occident timp de veacuri, până când din nou la sfârșitul veacului al XVIII am putut să reluăm legătura. Și părerea mea este că noi nu am început să fim creatori și să facem parte din civilizația europeană decât în veacul al XIX. Noi facem parte de 200 de ani din civilizația occidentală și deci norocul nostru ar fi ca să nu moară și asta prea devreme, ca să apucăm și noi să mai facem ceva.